știți asta? Spune sau? Dacă vreți să vă gândim în secretar, dar aveți să-mi fac acolo, trebuie să nu știți. Intrăm la ordine. Să spune sau? Spune la vot, procesul de vot din ședința anterioară, care e de acord. Da, domnule. Nu? Am întrebat, dar vreți cineva ce vrea să vă spun. Acum eu să ședim și mă știu mie, da? Nu vreau să-mi spun, că mie cine s-a. Da, domnul. Trebuie de acord, da? Da. Ordine de zi. În complementare cu dispoziția primară comunii Sanduiei numărul 308 din 20.09.2019, vă invităm să participăm la lucrărilor și ședințe ordinare a Comisiei Consiliului Local, comuna ce va avea loc în data de 27.09.2019, orele 13, la sediul primăriei comunii Sanduiei, în sala de Consiliu. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de anul 2019, inițiator primarul comunii, proiect de însoțit de raportul de specialitate a biroului financiar, contabil, venituri și este transmis Consiliul de Specialitate numărul 1, 2 și 3. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii cu clasele 1-8, Sărbunești, județul Bacău, indicator primarul, proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis Comisiilor de Specialitate 1, 2 și 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcții, statului de funcții, inițiator primarul comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis Comisiei de Specialitate 1, 2 și 3. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractului începând cu luna octombrie 2019, inițiator primarul comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis Comisiei de Specialitate 1, 2 și 3. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei sume destinate cultelor. Inițiator primarul, proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis Comisiei de Specialitate 1, 2 și 3. Și punctul 6, diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Împotrivă. Începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, inițiator primarul comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate a biroului financiar contabil, financiar contabil, venitul și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. A fost alocat de Direcția Generală de Finanțe suma de 30.000 de lei, respectiv 300.000 de lei. Și pentru că este încheiere de lună, trebuia neapărat să facem rectificare de buget. Din acei 30.000 de lei, 4.000 de lei pentru haine polițiștilor locali, nu am cumpărat de mult haine pentru polițiștilor locali, 6.000 de lei pentru sporul de noapte, tot pentru polițiștii locali, având în vedere că în ultimii 3 ani de zile nu am plătit spor de noapte pentru polițiștii locali, iar diferența de 20.000 de lei i-am dus către Biserica Catolică Sandurieni și vă spun de ce. Prin proiectul de buget local, noi am alocat suma de 20.000 de lei. Și știți când a fost construcția de la biserica, de la Coman, am luat banii de la părinte și i-am dus la Coman cu promisiunea că o să-i dăm banii înapoi, 20.000 de lei. Adică am vrut să fim corecți, să-i dăm banii înapoi, 20.000 de lei, exact. Mai sunt 20.000 de lei pentru biserica ortodoxă de la Sfântie. Și acești 20.000 care sunt pentru biserica catolică. Biserica de la Sandureni, când ce face cu banii? Vrea să apucă? Ce lucrări s-au propus? Și eu și dumneavoastră am propus să punem pavere, părintele vrea beton,
Beton aici în față. Adică nu decide, o decide dumneavoastră ca și în Olimp. Nu, 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 asta trebuie să înțeleagă și emoții. Nu este atribuția primarului, a Consiliului Local, să punem noi cimieri pe averii. Noi am aruncat sumele de bani, dumnealor. Și faci ce hotărăști. Ce hotărăști. Da, dar deci așa suntem să îndoamnă. Da, am înțeles. Dacă poate să-i folosească suma atâta, de exemplu, la Grin, că văd că e la Roșu, nu, dar nu vorbim de sănduleni, vorbim de biserică. De biserică. Biserică. A, asta, da, da, da. Da, 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 da. Pavelul este bun imediat, adică cine da, da. Este în jurul pe jur, pavelul s-ar pune imediat. Dar problema este că acum nu se găsesc pavelul, deci stai un de zile văd un pavel. Foarte greșit. Da, părinte, ce spuneai ceva de parcarea din față. De parcarea din față, da. Acolo, dacă le-ai pus beton în primăvară, e mâncea. Tot. 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 Dumneavoastră aveți 200 de milioane, luați decizia. Noi, indiferent, noi am alocat sumele de bani. Dar, ca și idee, pavelele în jurul bisericii, astfel încât să terminăm suma aia de bani, 200 de milioane, să recumpărăm, ar fi ok. Adică, asta ar fi ok. Adică să luăm ceva, să facem ceva cu bani. Un strat de pietriș. E vorba de interior, nu? Interior, da. Adică să faceți ceva cu bani. Să faceți ceva cu bani. Pentru anul cărător să vă faceți toată care era fără. Mai ales poate să vă găsiți să... Da. Mă simți mai mult. Proiect de hotărâre privind desemnarea Consiliului Local în Consiliul Local de administrația școlii clasă 1-8 Sândulești Județul Bacău, inițiator primar comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis Consiliul de Specialitate 1-2-3. Asta e mai grav acum, să vedem care e mai greu. În Consiliul de Administrație a Unității Școlare se face neapărat parte primarul sau reprezentat al primarului și doi consiliere ai Consiliului Local. Eu, noi, dumneavoastră, v-ați rotit cei ce n-au fost în Consiliul Local, în Consiliul de Administrație a Unității Școlare. Care nu a fost, să ridicem la asta. Hai, prieteni, Julian. Da. Inițial, ai făcut. Și eu să provin, am întrebări. Am și eu să fost cu Marioșe! Asta e bun, intenționat, în timp. Care am fost știin ce s-a bune. Da, e bune. Adică și mai face eu de profundul de transfuție. Faci spune cu bine, propunerea vă accept cu clientul, știți cum. Nu mai faci altă propunere. Eu am făcut. Da, eu vin între Pădurești și Iași cu Marioșe. Dar pierd. Sigur propunerea. A, sigur, Iulian, ce-a trebuit. Eu vii domnul Marioș. Să vă rog, domnul Dumnezeu. Până la urmă. Deci, sunt trei propuneri. Sunt trei propuneri. Trebătuși Marioșa și... Domnul Dumnezeu. Să punem la vot în ordine. În ordine. Nu, eu nu pot să văd. Atunci o zi, cred că... Așa, dacă lipsăm două, trei, nu știu să văd. Să punem la vot pentru Iulian Trebătuși. Deci 100%, dar mai puțin domnul Iulian. Acum despre domnul Marioș. Tot 100%, da? Deci, rămâne deci domnul Marioș și cu domnul Trebătuș Iulian. S-au aprobat?
Deci domnul Marian a fost, ca să știți. Ați fost, da, a fost și Ionet, și am fost și eu. Și eu am fost, și ție a fost. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcție, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis comisiei de specialitate 1, 2 și 3. În statul de funcție și în organigrama instituției am avut un post de fochist. Am spus la concurs postul de fochist, nu s-a prezentat nimeni la concurs. Iar acum suntem nevoiți să schimbăm acel post de fochist în paznic, în speranța că putem să angajăm un paznic și pe urmă să trimitem la școala de fochist, astfel încât pe timpul iernii să nu îngheța pe fochist. Deci sunt nevoiți să schimb fochist. Da, pun ca și idee că nu a participat nimeni la acest concurs, pentru că și condiție primordială era să aibă autorizația ISCIR. Și dacă n-a avut nimeni autorizație ISCIR, nu s-a prezentat. A fost cineva în comună, dar nu s-a avut să se prezinte la concurs. Acum sunt nevoit. A fost nimeni, mai mult. A fost ieși cu mărtutare, la pensionat. Dar a depus nimeni documentare. N-a depus nimeni documentele pentru participarea la concurs. Deci nu s-a prezentat nimeni la concurs. Și acum schimbăm postul de fochie, sunt pasă, astfel încât să angajăm un om pe pasă. Deci ar putea să fie. Poftă? Poftă să fie. Să trimis așa. Da. S-a spus că se rândă aici? Da. O să fie de voi. Și s-a prezit să trimitem la școală. Ce durere de școală aici? Depinde interpretă. Deci cât cursanța a fost. De exemplu, când am trimis pe de-a venit, au durat 6 luni de zile până s-a făcut grupa de 15. Da, dar dacă grupa este, poate să dure 8 de zile, 3 săptămâni, 8 de zile. Bine, dar el lucrează timpul ăsta. Da, el lucrează ca și pasă. Da, da. Și îi dai și la tipuții de... De fochezi. Da. Ca să... Până să te duce mai schimbă. La salarul numai de pasă, stai și fără. Salarul numai de pasă, nu știu fără. Da, e același salar. Da, da. Și sunt fără. Asta e discuție, nu? Da. Să-l prind la urmă, ce-i de urmă? Să-l faci, da? Da. Să-l prind la urmă. Dacă îți plăge, poți și mai educație. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, începând cu luna octombrie 2019, inițiator primarul, proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. Astfel, ca salarii pe instituție s-au mărit cu 1.500.000 și atunci trebuie să modificăm salariul. Adică, așa mi se pare o sumă mică, 150, dacă stai 150 nu ții cu câți angajați, nu ții cu 12 luni, e o sumă. Discuții? Acum, sincer, nu puteți să mai spuneți că e la un minim nivel și puteți să verificați și alte niveluri de salarizare. E ok. Nu știu, că ăștia 150... Mă gândești dacă... Nu, da, nu. Ăștia 150, nu știu unde apar, că m-am uitat în părere și se spune ceva de schimbarea salariului de bază. Deci, da, pe grilă. Deci, numai de aceea. Salariul de grilă. Deci, salariul de bază este din salariul grilă plus vechime. Dar noi nu mergem pe salariul de bază, pentru că acea gradație de vechime, respectiv 0, 1, 2, 3, 4, 5, sunt distincte. Noi mergem doar pe salariul de încadrat. Doar atât. Pe urmă, sporul de vechime... Salariul este se calculează la toată luna în funcție de grilă, la care se adaugă vechimea și verba dacă mai sunt și alte sporuri. La noi condiții deci, dar la acumulatorul de credit, el individualizează exact la adevăruți toate că pe 200, 330 sau 284, salariul de bază era inclus vechime, dar
acum se merge pe grilă plus vechime. Nu, trebuie să trebuie să ciudat, dar e obligată la mare. Da, zice că nu se mai numește spodul vechime, gata. Asta e ca să puteau, cum să vă spun eu, să mai explicit așa. Să puteau să mai ridica. De coborâți sunt fer convins că nu, dar de ridica. Bă, dar poți costi local, poate ridica, poate coborâți. Adică dacă ai buget. Dacă ai buget. Dacă ai buget. Dacă ai buget. Dacă nu ai buget. Dar da, permite legea ca să mai... Permite legea și mai mult de atât. Vedeți că am avea o corectă întrebare. Corectă întrebare. Dacă ne uităm pe legea salarizării, avem un indice pe 2022, dacă ține opinie, pe 2022. Dar să nu depășim, inițial a spus să nu depășim acel indice pe 2022, treptat. Dar s-a revenit și acum este la terminarea Consiliului Local de aprobare acestui indice. Domnul Dar sunt discuții? Da. Se pune la vot, da? Vorbim la punctul 5, vă dați ce proiect de hotărâre privind aprobarea cartizării unei sume destinate cultelor, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis comisiilor de specialitate și unde se și trăiește. Așa cum am spus, pe punctul 5, m-am prezentat la rectificare de buget, 20.000 de lei, sumele pe care au fost luate de la biserică, de la stufă, să numim, și alocate către biserica de la Coma, în vederea Sfințirii. Acum i-am promis, cu toate că puteam să facem și altceva, adică suma a fost mult prea mică, dar știți cum este. Să fim corecți, dacă să fim corecți. Hai, zici ceva, nu știu nimica. Bisericii și a căminului cultural, din ce am aflat așa pe Facebook după. Întreb și eu, nu era normal să fim invitați cu toți acolo la evenimentele acestea? Dar cine a fost? Am fost invitați. Păi, dar nu, eu vorbesc pe... Părintele, ne-a invitat cu toți. Da. Nu știu. Păi, la ședință. Ați invitat cu toți de azi. Dar toți am fost invitați. Căminul cultural atunci. Te-ai fășat cu... Nu știu, adică am aprobat, niciodată n-am fost împotrivă. Mi se pare așa puțin de... Adică de pe nu, eu sâmbătă să sfințește biserica și mi-a dat duminică sfințește și căminul. Deci am mers în același... În ședința Consiliului Local, dacă... Când a fost părintele. Părintele, când a fost părintele. Acum eu nu știu dacă ați fost sau nu ați fost, dar probabil nu ați fost, pentru că văd că nu aveți cunoștință de prezența Părintelui, dar nu știu. Sau ați venit după, nu știu cum a început. Părați în ziua, 2 minute, 3 minute, a venit Părintele și va invita pe toți tot Consiliul Local, iar eu am precizat sâmbătă biserica, duminică, căminul și pe toți la Sfințire. Cei care n-am fapt, eu nu știu dacă am fost la, eu nu știu, părintele, n-am fost probabil la ședință.
pentru trebuie invitați, măcar să știm sau știință. Dar eu am făcut invitația la Consiliul Local acum. Da, da. Da, eu m-am dat exact. Asta se zice, da, probabil am greșit că trebuia să fac invitație pe hârtie fiecare. Dar în momentul, da, da. Dar în momentul când eu am făcut această invitație, cât și părintele în Consiliul Local, adică Nea Iojă... La fel. Invitația a făcut public, da. Pentru, da, pentru toți consiliul. Pentru toți consiliul. Și nu am venit nu participat tot. Era prioritate pentru și pe cei din primărie ai invitat pe toți. Da. Deci nu mai participat. Deci și asta cu invitații din primărie, tot pe toți, că la fel și la Căminul Cultural a fost o singură persoană. Restul nu au primit nimeni invitație. Adică toți. Dar, trei, da, nu știu, televiziunea a fost invitată, a făcut parte la aceste evenimente, că la Sfințire, au primit siguranță, da. Invitații, că știm că este și a exprimat dorința și este plătită pentru astfel de evenimente ca să, da, cum să meargă. Da, biserica nu a fost un eveniment organizat de primărie, evenimentul fiind organizat de biserică. Nu știu ce merite aș fi putut eu sau dumneavoastră să vi asumați de sfințirea celor biserici. Chiar de sfințire, doar simplu fapt că tot timpul, deci acum asta da, da, chiar s-au dat deci, către 1 miliard și vreo 200. Dar eu cred că discuțiile astea, chiar cred că acum cer scuze, nu-și mai au sens. Atât timp cât părintele a venit. Păi nu, dar urmează alte evenimente ulterior, adică da, să mă apăr pe Facebook, a fost evenimentul și... Dar am făcut invitații la un Consiliu Local. Adică am făcut invitația la Consiliul Local. La toți. Știi că chiar mi-a spus că nu poate veni, că se duce nu știu unde. Dar în Consiliul Local am făcut invitația. Nu am făcut-o scris. Da, domnul Brădă. Eu am o întrebare simplă. Am observat că sunt întrebări de construcție. Crește. Din păcate, sunt întrebări chiar în perioada făscute o plan mai bine, ca să fie în coară și în târziu. Care sunt motivele? Da. Ce să zic, e o situație grea. Contractul de execuție este pe 2 ani de zile. El zice că nu are oameni. I-a transmis notificare să înceapă lucrările. Deci acum luni sunt 6 săptămâni, cred că sau 6, nu găsesc 7 sau 6 săptămâni. 6, decât 20 și 18. Zice că nu are oameni. Mai multe persoane au pus ea în entrepriza acea lucrare. Sumele solicitate nu sunt cu cele care vrea el să le ofere. E o situație foarte grea. Chiar astăzi i-a spus domnul secretar să facă o notificare de conciliere în vederea rezilierii contractului cu dumneavoastră. Am vorbit cu domnul Stoica pe telefon, domnul primarul sunt în grafic de execuție. Păi nu ești în grafic de execuție. Așa, uitându-mă pe grafic, este în grafic, cât timp de 2 ani de zi. E situație foarte grea. Noi am îndezilea multe contacte noi. Eu am pus întrebarea asta tocmai pentru a evita să apară posibilitatea să se depășească. Dar de poate depăși ne-ai nu. Da. Vine, poate depăși și ce. Păi da, dar și problema nu va fi de experiență, dar va fi cheltuieli pe lângă cu ei. Avem experiența lucrărilor, da, care sunt în derulare, care sunt în derulare de mult timp. Nu avem și nicio. O grămadă de bani s-a pus prin expertiză, prin rectificări, prin, eu știu, refacerea proceselor. Spune ca și idee, nu poți obliga. Deci da, noi atrasă, nu am nicio putere. Da, da, așa că s-a aplicat legea. Cum am legat? Pe contract nu sunt prevăzute. E anul de execuție. El este în 2 ani de zile, este în grafic. Da, dar să vedem dacă se cadrează. Chiar dacă nu se cadrează, în grafic este cadrează. Să fie adicționat de lei, evident că... Dar lucrările nu sunt acuzate. Până la data de aia avea din turna fundației, după aia asta... E în grafic. A, și este în grafic. Ca și plăți? N-ai chipul. Ce n-am plătit? Fierul care e deasupra, care vedeți voi, n-am plătit niciun lei. Nu, la plăți stăm bine, adică nu stăm bine.
stăm bine, la păi, dar pe mine asta, deci stăm bine, stăm bine, dar când zice, îmi vine și mi-a acoperit de nou cu pământ. Asta e. Vă dați seama, a fost o situație mult grea, ca să scoatem acea lucrare de pământ, am necesitat niște cheltuieli. Adică chiar dacă am avut noi pompa noastră și n-am recontat pe loc nici, nici un loc din puizmente, dar totul s-au cheltuit 6 milioane din benzină. O, e o valoare mare, 600 de lei, dar totuși este o valoare. Dar au fost și ploi foarte mari. Eu m-aș fi purat să o scot, dar uitați că a plecat. El a promis că nu vine cu elitivă. Am intrat cheltuieli suplimentare, cumva? Foarte, ce cheltuieli astea? Un milion jumate am cheltuieli suplimentare. Intermerii? Nu, n-am plătit niciun loc pe intermerii. Având în vedere că ploile au fost în acumență, s-a constatat că nu puteam să turnăm până nu am făcut ăla de desut, molutul ăla. Și proiectantul a zis, a găsit o soluție, turnăm toată baza beton, astfel încât, indiferent de ce proiect vor veni, noi să putem să strângem pământul ăla. Ei, tot betonul ăla acum, 900 de metri pătrați, înmulțând cu 10, înmulțând cu 10, no, cu 90 de metri, mai mult, nu știu câți metri, cu 20, 120 sau 200 de metri cubi, sunt cheltuieli suplimentare. 25, 18-19 sau 20, 18-19. 18-19, 90, 180, chiar dacă de 178-180 de metri plus, se cheltuie în plus. Deci, betonul plus și manovrarea betonului în plus. Dar eu am făcut toate astea în speranța că vom ieși din pământ. Am ieșit din pământ puțin parțial și el nu a mai venit. Vin cu oile de toamnă, va fi foarte greu. Nu avem nicio putere. Nu am nicio putere. Am transmis notificări, facem o notificare de conciliere, dar știți cum este, rezilient contract într-o perioadă când treci cu speranța că vine, vine, vine. N-are sens să îi rezilezi acest contract. Dacă rezilezi contractul, îi rezilezi în decembrie și scoți la licitație astfel încât în luna martie să aia construcă. Dar acum îi rezilezi chiar degeaba. Treci cu speranța că, bă, va veni un acum, va veni... Și dacă el nu va veni acum, nu va mai să nu va mai fi în grafic și sunt nevoiți să trebuie. Și atunci, în iarnă, putem să rezicăm în constructor, nu. Ok. Atunci, și de ce? Nu te poți... Noi am văzut foarte multe contracte, știți? Pe legislație și n-am avut probleme cu nimeni, pentru că nu ei acum suntem la limită. Adică, el poate contesta și... Scoate la licitație, ne dă judecată, închei contract cu altul și vezi că... Nu, mai bine lăsăm așa până poate iese din grație și atunci... Cu Ganea, uitați, am proces cu Ganea pe unul și de altă jumătate, dar acolo am fost în grație, uitați, foarte greu. Am fost foarte, cum să zic eu, ne-am asumat o anumită răspundere de rezilierea contractului cu Ganea. Dacă noi nu am fi rezilierat contractul cu Ganea, cu domnul Ganea, cu domnul Ganea. Dar tot în judecată primăria cu... Adică tot în judecată, tot în judecată, am avut probleme foarte mari în vederea ținerea autorizării. Foarte mari probleme, pentru că din 2016 le trebuia să termin lucrurile. Adică a fost ok că am rezilat contractul. Deci, acum cu ăsta, nu puțin cam greu. Este în grafic. Poate și nu se gândește la grafic. Haideți să vă spun, sincer, din tot sufletul meu, eu mă interesat să o scot la cota zero. Dacă am scos-o la cota zero, știu pe eu ce trebuie să am. Dacă nu o scoți la cota zero, ești mult, ești terminat. Nu scoți la cota zero. La cota zero care e comparativ cu terenul? Cât trebuie să mai duci? 90 de centimetri față de nivelul de jos, la diag 60. Față? Da, am înțeles. 90-60. Pentru că am ridicat nivelul, am ridicat cota. Am ridicat cota zero cu 70 de centimetri, era 45, da, 40, era pe jos. Și am ridicat cu betonul ăla plus 20 de centimetri, cu 70 de centimetri am ridicat cota zero. Deci vin un metru. Ați luat vorba la despre apă. Vă promisiune ceva, știți, m-au mai dat, în primăvară spuneați ceva că în toamnă cam fi gata. Se lucrează, dar... se lucrează la apă, se lucrează. Merge greu, domnule. Un care am pus. Deci, au ajuns acum la somn. Aproape de coamă. Dar vă gândiți și mai au cămine și bazinele de făcut, nu ai?
Nu, sunt făcute fântânile, tot. Da, bazinele făcute... de captare. Nu, ar fi făcute. În cămin în care apa de cele șapte puncte se vor duce într-un bazin și bazinul ăla se... Era la bazinul de pe ursoi în regulă, e terminat, e finalizat, nu mai trebuie ceva acolo. Nu, mai ești la Vârșești, mai trebuie pe Coma, nu? La Coma. La Coma. Și pe Vârșești. Și pe Vârșești? Nu trebuie. Vârșești renunță la el. La impresiune, la impresiune, da. A modificat să nu mai fi cheltuit mulți bani. Să ia mulți bani. Mai reușim să ducem o mașină din Balasca, acolo unde aveam pe ulița aia. De la Vila, da? La Balta, acolo? Unde e acolo? Unde e acolo? În partea cealaltă. Dar e un jumătate. Nu la Spicii. Spicii. Orice așa un cazurte. E foarte greu să... Dacă îi explicați și cu Balta asta. E foarte greu. Foarte greu. Am cumpărat Balasul anul ăsta în șătealii zile am cumpărat. Da, acolo putem pune și dacă se face o rază din Balastel. Eu văd că pe strada Cedipul s-a pus așa și nu are nimeni. Da. 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 Spune-te, nu? Vreau să mulțumesc un mar de mobilicii, Balastrare, la Merșești, pot să fie bine. Până în fundul ăsta, numai. Nu, nu e ce vreau să spun. Nu, făcut foarte bine. Dar ce vreau să spun mai atent, așa, da, nu trebuie să vă supărați, în momentul ăsta, dacă nu pune capacitatea care, m-am răzut, proiect. Dar să făcut frumos, dar nu pus capacitatea asta. Hai să spun ceva, nu fac cădea niciodat, jos. Dar n-am zis eu, nu? Nu, n-ai zis eu, dar nu fac cădea niciodat. El fac cădea când îngheță. Ziene, când în gheață se umflă, acum nu, dar uitați, când am vorbit. Când în gheață, dar poate mă pune și mă gheață. De ce nu știu? Dar n-am nicio, nici aici n-ai nicio, n-am nicio putere. El nu mi-a zis, nu, primar, nu am dat o părere. Dar eu spun, mă, dar crezi că eu vreau să-mi fac capacit. Dar poate banii ați urmărit să-l conferință. Nu, spăcut, nu ești vara ta asta. Nici constructorul ăsta te menționai ce-i faci. Dacă nu vrea să te iau, nu vrei ce să mai. Dar când spui păcat, de parcă îi spune că tot banii ăsta au lucrat în vrea. Nu ne-am văzut. Alea, cum se cheamă, alea nu s-au plătit, dar alea vin făcute cioplite. E 200, eu nu mă încapam. Vin din Ucraina, gata, făcute. Ăla, ucrainianul ăla care vine, nu știu cum vin, de unde vin. Eu mă zic că mi-a spus, până pe data de 5 octombrie, să vă arat mesajele, mi-au promis constructor că o să pun capace. Fac și-o pe mine, ce să-i fac? Prevăzut. Și ăsta după altul. Am zis, până o dată sau... Da, e ce jumătate din mine sau... Ba, dacă ești că vreau să-l termin. Bă, vezi că și constructorul are interesul de mine ca și ei, oară? Exact. Dar nu suntem... Nu, oară. Uite, exact cum a spus. Uite, să vedeți domnul primar, așa cum am promis, sunt în Ucraina. Că ea zonă, dar termină și zice, sunt în Ucraina. Deși este interesul meu să termin lucrarea pentru a-mi lua banii, cine a zis că își ia banii, partenerul meu este foarte ocupat. Însă promite fel că până la sfârșitul lunii, pensiile sunt gata. Ne-am înțeles, multe lucrări în România. Multe lucrări și... Nu, dar am zis, eu nu știu că îi face ucrainieni și nu îi face moldoveni. Dacă nu o să îi pună, imediat dăm comandă pentru capace normal. Și asta este. Dar nu este bine. Capace normal, pentru capace normal. Și asta este. Ce să mai ceapă? Nu am nici ceapă. Sau e bine. E pe bine luat. Păi să ai un pomand. Păi să ai. Thank you.